Bun găsit, prieteni! Trăim într-o lume bizară. Ne-am lămurit de acest lucru. Păi, poate că da, poate că nu. Oricum ar fi, astăzi vă arăt din nou asta. Un utilizator de pe Reddit, din Massachusetts, a primit o alertă pe telefon de la sistemul de securitate pe care l-avea acasă. Cineva pătrunsese înăuntru. Din cauza duratei scurte, este greu de mis o ipoteză. Să fi fost un intrus sau o fantomă adevărată. În ianuarie 2021, cineva a surprins imposibilul. O mașină suspendată în aer, într-un mod nefiresc, abia atingând asfaltul. Întrebarea care vine imediat după vizionare este: ce ar fi putut cauza un asemenea eveniment? Ciudățenia i-a făcut pe mulți privitori să se îndoiască de propria realitate și să spună că scena arată un glitch, o eroare. Asta în cazul în care însăși realitatea este o simulare, lucru care amintește de filmul The Matrix. În 18 iunie 2021, un localnic din Kentucky a trebuit să vireze brusc pentru a nu speria o căprioară. Când s-a uitat mai bine, a observat că animalul nu se mișca. A imortalizat repede momentul și a dat peste această siluetă translucidă alături. Oamenii au venit cu diverse teorii. Cineva a spus că pare să aibă mai multe chipuri, ca un totem străvechi. În 28 februarie 2020, patru mașini au parcat noaptea în fața reședinței lui Eli Zack. Casa ei se află în renovare, iar străinii s-au gândit probabil că nu era nimeni înăuntru. Zona respectivă este destul de izolată. Curând, cineva a venit la ușă. Odată ce au realizat că înăuntru erau totuși oameni, s-au făcut nevăzuți. It's a small car. Okay. The door is open. Turn on the light so that people, you know, it's people's home. No, turn that off. What? I'll go downstairs. What? I'm gonna just pull into the driveway. They're pumping up. Four people just pull up to the driveway, to the door. What do you mean? Wait, there's... Who is that? Where'd you come down? What is it? Mom! Câteva zile mai târziu, Eli a văzut pe altcineva în fața casei. Alarma a pornit imediat, dar poliția n-a găsit pe nimeni. După o lună, străinul a revenit.
Are the police coming? De această dată, alarma n-a sunat, dar polițiștii s-au sesizat oricum. Până la urmă, lucrurile par să fi revenit la normal. Un clip ciudat arată o siluetă umanoidă, parcă extraterestră. Niște motocicliști s-au apropiat de ea. Pielea entității este deschisă la culoare. Ea este înaltă și are un chip neobișnuit. Inițial, i-a privit pe motocicliști împinsă de curiozitate. Apoi și-a continuat drumul. Un bărbat își documentează experiențele paranormale pe care le trăiește acasă. Atunci când surprinde ceva neobișnuit, postează pe TikTok. Totul a început în ianuarie 2021. Hello? Hello? Keep hearing weird noises in the basement, Steve, so I just wanna... Oh my god. No way, oh my god. See, bro, there's nothing on the door. Hello? Yep, I'm not going down. În februarie, prezența străină s-a materializat, efectiv. Whoa. You gotta come out. Oh my god.
Come on. Lucrurile aiurea se petrec și când e plecat de acasă. În aprilie, i-a văzut fața în subsol. Come on, man. I know, but... I'm not afraid, man! Come on out, man. Hello. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. În iunie, pe când stătea liniștit și se uita la televizor, i-a apărut în spate. Dark Ghost Paranormal este un canal popular din Rusia, cu tot felul de investigații prin case părăsite, bântuite. Într-un clip din 20 noiembrie 2020, a mers într-o cabană din adâncul pădurii. Peisajul și evenimentele în sine par rupte din seria Evil Dead. Pe când se afla înăuntru, după ce și-a instalat echipamentul, obiectele au prins viață sub ochii lui. PGF nimeni nu răspunde. Здесь все по нулям. Что-то его, мне кажется, плохо починили, либо какие-то помехи. Сейчас покажу, где я установил камеру. Так, вот здесь GoPro. Сразу ее включу. Thank you.
Пипец, как мне сейчас реально стало не по себе. Într-o altă cameră, incredibilul a continuat să se desfășoare în voie. Dar abia ceea ce a urmat l-a făcut să înțeleagă groaza adevărată. Contactul cu lumea de dincolo. Те, кто здесь находится, ответьте мне. Почему мне нужно уйти? Мешаешь. У меня к вам вопрос. Под этим домом есть захоронение? Что вас держит в нашем мире? Пипец. Осквернили. Кто и чем вас осквернил? Кто вас осквернил? Вы имеете в виду, на этом месте нельзя было строить этот дом? Пипец, я просто не могу. А вы когда можете покинуть этот мир? Мне никогда не было так жутко. Вы когда можете покинуть этот мир? Нет. В смысле?
Все это кто? Все это кто? Все это кто? Люди. Люди. То есть, когда мы умираем, мы остаемся в этом мире. Ничего не понимаю. А как же другие миры? Как же другие миры? Omul n-a reușit să filmeze un final pentru clip. Și-a strâns repede lucrurile și-a plecat. Singura dorință pe care a avut-o atunci a fost să se îndepărteze cât mai mult de acea cabană blestemată. Canalul său are o mulțime de clipuri de acest gen, extrem de interesante. Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.